Nu uitați să vă abonați la acest canal și la canalele din descriere. Secretul lui Nocdu, episodul 4. Asasina grupului Muyol, care a devenit suspectă de doamna Kim, Nocdu, este amenințată cu sabia de un bărbat și nu reușește să raporteze cele aflate colegilor ei asasin. Doamna Kim, Nokeidu, vrea să le ajute să ucidă nobilul pentru asasinele corpului Muyol. Dar pe drumul spre capitală, o vede pe Dongju, care este îmbrăcată ca o jiseng și care urmează să fie transportată într-un palanchin la casa lui afemeiatului nobil. Ajuns în casă, Dongju își pregătește cuțitul, dar în loc de nobil, în fața ei apare Nocdu. Nocdu îi spune lui Dongju că sub forma doamnei Kim a adoptat-o, astfel salvând-o de nobil. Sosesc Yulmu și garda lui de corp. Oasuk și celelalte asasine Muyol decid să-i dea doamnei Kim, Nocdu, o altă șansă de a se alătura grupului lor. Ele îi dau o nouă misiune, să fure artefactul de elefant valoros, făcut din fier pe care socrul real al lui Kim îl ține întotdeauna cu el. Ea crezând că își întâlnește iubita și intrigată fiind de ceea ce face Nocdu, Dongju îl urmează în capitală. Nocdu descoperă că adevărata doamnă Kim a fost capturată și este adusă înapoi în casă. În satul văduvelor, după ce a auzit că doamna Kim a fost capturată, Oasuk decide să meargă la capitală. Secretul lui Nocdu, episodul 5. Nocdu a adoptat-o pe Dongju de la doamna Chun, folosind broasca de aur pe care i-a dat-o adevărata doamnă Kim, dar o pune pe Dongju să-i semneze un act și să-i dea datoria înapoi în viitor. În capitală, Dongju vizitează în secret casa ei din copilărie, unde își amintește că familia ei a fost ucisă la ordinele regelui. Mai târziu, ea află că Yulmu, cu care aceasta era logodită în copilărie, a cumpărat casa și a ținut-o în condiții bune. Nocdu fură elefantul de fier folosind arcul și săgeata pe care le-a făcut Dongju. El o salvează apoi pe adevărata doamnă Kim, iar Suk sosește. Soldații vin și o salvează pe doamna Kim, Nocdu și pe Dongju de Lordul Park și oamenii săi. În timp ce maestrul Huan, profesorul de arte marțiale al lui Nocdu, și fiica sa, Aengdu, îl caută pe Nocdu în capitală, Yunjo și fiul său sunt atacați de asasin. Între timp, regina Doua Ger și prințul Yongshan sunt implicați într-un blestem șamanic împotriva regelui Guangae. În casa Jisaeng, gelozia fierbe în vicecurator și fata Jiseng Huasu, deoarece în timpul adunării înfricoșătoare de la casa Jiseng, doamna Kim, Nocdu, îl sărută pe Yulmu, deoarece Dongju, care se îmbătase, era cât pe ce să spună tuturor că el este bărbat. Atunci, Aengdu sosește cu tatăl ei, maestrul Huan, și îl recunoaște pe Nocdu în doamna Kim. Nocdu monitorizează întâlnirea secretă din altar dintre ministrul Heo și aliații săi. Între timp, în palat, regina Doua Ger este arestată la ordinul regelui Guangae. Porcul mort găsit reprezintă anul nașterii regelui Guangae. Fiul regelui Guangae s-a născut pe 19 noiembrie. El a ordonat lui Yunjo să îngroape fiul, dar ministrul Heo a cruțat viețile lui Yunjo și a copilului cu condiția ca ei să trăiască departe de palat și să nu se mai întoarcă niciodată. Pentru că micuța Aengdu este foarte vorbăreață, Yulmu află că doamna Kim este de fapt un bărbat deghizat în femeie. Se repede către odaia lui Danju și a doamnei Kim și îl găsește pe Nocdu pe jumătate gol, sărutând-o pe Danjo. Vă mulțumim pentru vizionare!